Felicitări la toate echipele cu începerea noului sezon. Pentru noi, noi suntem bucuroși că am obținut un rezultat pozitiv, deoarece după orice trofeu vine așa o scadență de obicei a jocului. Nu am fost foarte străluciți, dar până la urmă rezultatul e pozitiv. O victorie la 0, felicit portarii, felicit jucătorii. Deja așteptăm următorul meci. Nici adversarul nu a pus mare rezistență. Da, nu știu care e cauza. Până la urmă, pentru noi contează doar jocul și aspectul jocului nostru. Deja adversarii lasă să gândească ei pentru echipele lor ce, cu ce soluții pot veni sau... Noul sezon, cine crezi dintre echipe se va bate la un loc cel puțin în play-off? Uite, de obicei tot timpul spun cele patru echipe sau pe care le văd eu, însă acum aș dori să spun că doar ce ține de noi, cu exactitate vom lucra și vom munci pentru să ajungem în play-off și nu doar. În rest, las echipele deja, restul să arăte pe teren și deja putem să vorbim despre aceasta mai târziu. Ai tras cu coada ochiului și la celelalte partide care se disputau concomitent? Nu, am vrut să trag coada ochiului în timpul pauzei, dar pauzele sunt concomitente la toți cam în același timp și nu am reușit să văd nimic. Deja o să mă mai uit, cred că pe YouTube, pe Facebook, vom vedea.